Hai frumoșilor, continuăm excursia noastră. Bine că am ajuns în Paris, orașul luminilor, orașul iubirii, dar mai ales orașul stilului, a bunului simț vestimentar și a stilului propriu. Deja am fost ieri puțin prin oraș, ați văzut ce se întâmplă aici și ați văzut cât de mult pun accentul oamenii pe acest stil personal. Și pun accentul pentru că, în ultima perioadă, oamenii au început să-și dorească să se manifeste tot mai mult, în tot felul de forme. Stilul vestimentar este astăzi una dintre formele preferate de manifestare a oamenilor. Simți să se exprime așa cum sunt ei, atunci când începi să se descopere, pe măsură ce te descoperi mai mult, începi să te exprimi în toate zonele vieții tale și în toate formele. Atunci când începi să știi ceva despre tine, începi să vrei să arăți într-un fel consecvent, începi să te exprimi. Stilul personal reflectă foarte mult și imaginea de sine. Astăzi vom parcurge o experiență interesantă cu un designer care să încerce să facă primii pași în descoperirea voastră, a propriului vostru stil. Pentru că în Paris suntem aici să ne dăm seama de stilul propriu, așa fel încât voi să aveți un mod de exprimare personală. Evident că vom lucra și la imaginea de sine și o să avem discuții, să vedem puțin și ce e în interior și ce exprimăm în exterior, pentru că de multe ori sunt legate. Mai sunt și oameni care se îmbracă excentric în exterior, dar sunt foarte interiorizați în interior și atunci mai mult îi chinuie stilul ăsta decât să-i ajute. Noi vorbim acum de o legătură autentică între stilul interior, adică imaginea de sine și stilul exterior. Nu trebuie să arătăm toți la fel, că nu e vorba de echipamente și de uniforme, e vorba pur și simplu să încercăm să ne găsim forma de manifestare vestimentare care să ne reprezinte și care să-i ajute pe cei de lângă noi să ne identifice mai ușor cine suntem. De fapt, e o formă de comunicare a noastră. În așa fel încât oamenii să spună, ăsta e așa. Pentru că te vede cum ești îmbrăcat. Și asta te ajută să intri mai mult în conexiune cu alții. Te ajută să intri în contact cu ei și te ajută să fii autentic când stai de vorbă cu ei și să cumva să vadă același lucru. Acum, spuneți-mi și voi de unde pornim de aici, ce înseamnă pentru voi stilul personal astăzi și ce așteptări ați avea voi. Din punctul meu de vedere, e o zicală. Haina nu-l face pe om, dar se pare că îi face stilul, ca să spun așa. Chiar sunt curios astăzi să văd despre ce e vorba. Vreau să văd dacă sunt pe aceeași lungime de undă cu stilul interior vis-a-vis de cel exterior despre care spuneai tu. Oameni din Paris au clar un stil deosebit, aparte, față de ce am văzut în restul țărilor. Se vede că aici este capitala modei și a vestimentației de top. Ok. Putem, da? Larisa? Aici încolo, mulți tu mai departe către la eu. Hai! Din punctul meu de vedere, ce am văzut în Paris până acum, am văzut mai mult pe partea bărbătească, stilul, la femei puțin, mai puțin, poate nu am mers unde trebuia. Okay. Abia așteptat să o întâlnim pe designerul nostru, să vedem despre ce e vorba, am o mulțime de întrebări să-i pun. Super! Bun! Alin? Hai, ajută-mă cu Da, păi foarte fain ce văd aici, îmi plac oamenii, sunt foarte eleganți, se vede că s-au născut sau au lucrat să-și construiască un stil, au un stil aparte, un stil al eleganței, un rafinament care se vede pe stradă și așa mai zic să abia aștept să întâlnesc eu consultantul pe care vom întâlne astăzi, am să-i pun câteva întrebări. Vreau să-mi construiesc și eu un stil mai elegant și un stil care să potrivească, să rezoneze cu interiorul, adică să eman pozitivism și nu știu, un anume rafinament. Ok. Vă aduceți aminte că aveți acea roată a vieții. Da. Dacă o aveți la îndemână, să vă uitați și voi încă o dată pe ea. Pentru Paris? Pentru Paris, care credeți că e? Care sunt cele trei? Ia să care? Care să așa? Cear roz, parcă. Cear roz? Eu nu o când colo, ea e albastră. E cea de sus. Yeah. Ok, arată-mi că nu am la îndemână. Health and fitness, okay. Self-image,
habit and attitude, okay. Pentru că vedeți stilul personal, da. Îi ține foarte mult de modul în care arăți și cum te simți fizic. Adică nu, degeaba pui pe tine niște haine foarte faine dacă tu nu arăți îngrijit, dacă corpul tău nu e îngrijit. Asta e foarte important, health and fitness, modul în care noi arătăm, modul în care ne, ce mâncăm se vede pe fața noastră, cât ne antrenăm se vede pe forma noastră, nu putem ascunde. Hainele nu sunt o perdea ca să ascundă defectele noastre, ele sunt în așa fel puse pe noi de a ne exprima mai bine personalitatea, a ne da posibilitatea să ne exprimăm în modul autentic. A după aceea, a doua arie ar fi cea legată de self-image. Nu poți să ai un self-image praf și să te îmbraci într-un mod, tu ești Lady Gaga prin oraș, dar tu de fapt n-ai încredere în tine deloc și ești, te crezi nedemn să trăiești pe lumea asta și îți dai seama că orice ai face n-are sens. Vorbesc de o extremă. De fiecare dată când te uiți în oglindă, se vede minciuna în care trăiești și asta doare. Iar a treia dintre ele este habits and attitude. Degeaba ești îmbrăcat frumos, degeaba ai stil, dacă nu ai maniere, dacă nu ai atitudine. Și toate lucrurile astea le vom discuta pentru ca voi să reușiți să vă construiți un stil autentic personal, nu doar ceva ce vă dă un designer. Uite-mă, ți se potrivește verde și așa. Toate astea sunt făcute ca voi să exprimați natural, autentic de aici înainte, nu doar în astea 3 zile, ci de aici înainte, să începeți să vă manifestați în așa fel încât cei care se uită la voi să vadă și stil de viață, să vadă și self-image și să vadă și atitudine. Dacă astea toate se fac din interior, orice puneți pe voi după aceea, evident, aveți nevoie de un pic de ghidaj întotdeauna ca să fiți updated, să fiți la curent cu ce se întâmplă, că sunt alții care numai asta studiază și e bine să luăm consultanți în orice zonă. Dar consultanța vine pe așezarea voastră, pe ceea ce știți voi că sunteți și vreți să exprimați celorlalți, pentru a vă ajuta în a comunica cu ceilalți, în a vă împlini misiunea voastră și acțiunile pe care vi le planificați. Ok, are sens? Are, nu? Ok, o să discutăm zilele astea despre cele trei arii și astăzi o să începem și să luăm această gnoză fantastică de la un designer vestimentar care să ne spună mici tips and tricks despre ce ar trebui să luăm în calcul, cum ar trebui să combinăm lucrurile, în așa fel încât noi să fim autonomi și să știm singur să combinăm 100 de chestii în funcție de starea noastră de spirit, în funcție de moment, în funcție de ocazie, în funcție de ce considerăm noi că e important în alegerea vestimentară.